Salutare tuturor, numele meu este Alex și astăzi am zis să mai vă filmez un pic solarul, că au crescut și castraveții, roșiile, s-au făcut frumositate. Trecând din zona aceasta, de aici, că aici am niște roșii, încă nu au înflorit toate, dar unele dintre ele au înflorit, uitați, au pus și pădlăgii deja. Am înflorit, se vede floare acolo. Da. Ardei s-au făcut și ei mai măricei. S-a întrișești ardei. Castraveți, am mai pus și câteva castraveți aici în ghiveci. Leuștean. Aici e foarte frumos. Mărarul după aici nu-l mai am. L-am scos de acolo din pământ. Uitați aici și pătrunjelul. Încă nu s-a prins ca lume, nu a răsărit ca lumea pentru că sunt multe coropișnițe și fac prăpăd. Mănâncă rădăcina și nu mai crește. Da, aici castraveții s-au avut cât mine, mai înalți. Ia uite-l pe ăsta, ce înalt este și are castraveții foarte buni. Ia uitați aici. Înțeapă. Are niște țepi micuți. Uitați. Și înțeapă. Da, fac așa cu mâna. Și gata, rup tot țepii. Trebuie să-l șterg bine sau să-l spăl pentru că i-am stropit. Pentru că făceau păduci și i-am stropit. Ca să nu mai fac. Uitați aici ce frumos se vede. Ce apă aici? Foarte bun. Natural. Uitați și aici mai am mărar. Este foarte înalt. A făcut sămânță aici. Aici am scos niște roșii. Adică le-am rupt frunzele. Da, am și scos dintre ele. Ia uitați. Pătlăgile mari. Uitați. Aceasta este prima pătlăgică din solar. Uite ce mare e. Da. Castraveții i-am cules azi de dimineață. Și-a mai rămas și aceștia mici. Da, am mai găsit și unul mai mare, mai măricel. Mai și el de acolo. Da. Dar are să mai dă ăștia micuți. Așa. Și aici mai am niște ardei. Da. Foarte frumos. Acolo am săpat să pun apă pe acolo să rămână apă la roșii. Uitați. Uitați aceste roșii, ca un ciorchin așa. Uitați, acestea roșii sunt din Austria, de la Overișoara. Mi-a dat niște semințe și le-am pus și a crescut. Pe aici numai de alea sunt, toate rând, amândouă rândul acestea. În afară de asta. Asta aici nu e așa. Mancii așa sunt foarte frumoși. Ia uitați. Da.
Vă uitați aici și gazonul s-a făcut foarte frumos. Urmează să-l tund a patra oră acum. Uitați ce mare este. Vede foarte frumos. Pe acolo, pe partea aia, nu prea a răsărit. Pe aici câteva găuri, dar o să mai semăn. Am mai semănat o dată și nu știu dacă a răsărit ceva. Dar uitați, aici nu e așa rău, dar mai trebuie. Da. Pumișorii se dezvoltă foarte binișor. Pumișorii se dezvoltă foarte bine. Acela este un prun. Păr acesta, smochinul, din păcate nu s-a prins, o să-l înlocuiesc. Mărul acesta nu prea el contribuie, dar a făcut și el câteva frunze. Da. Asta s-a făcut foarte frumoasă, uitați, și aceasta, creață, e foarte înaltă. Până la folie sus. Are și semințe deja. I-am dat și cu azotat pe aici. Pentru că se dezvolte mai bine. Da. Foarte frumos. Și pe acolo sunt câteva dale, cerchin așa. Da, abia așa să coacă. Facem o salată de roșii cu castraveți din solar. Da. Uitați albinuța aceasta venind la florile la castraveți. Toți ingredientele astea am azotat-o. Am și aici mai mic, bobițe mai mici. Și în partea asta aici, bobițe. Da, acum trebuie să mă spăl pe mâini pentru că sunt otrăvitoare. Și nu vreau să risc. Gata. Pune la loc aici. Gata. Da. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să uitați un like, subscribe și el să dați pe un semn și un lăsați cu mine. Pa, pa.